Canavie înseamnă hrană crudă, neprocesată termic de niciun fel. Normal, fiecare dintre noi consumă o hrană crudă fără să fie nevoie să ținem un anumit regim. Dacă ne referim la această abordare nutrițională care este numită în engleză raw vegan, înseamnă practic să mănânci numai crud, numai legume, nimic altceva. Deci sunt două lucruri diferite. Ori ne referim la mânca mai multe crudități în alimentația unui om obișnuit, ori... Nu, cele care nu sunt procesate și intră în dietele superstarurilor, ca să spunem așa, pentru că e un val venit din America, în coace. Da, este o abordare, n-aș spune foarte populară, nu cred că o să prindă foarte mult, pentru că totuși, de când omul a descoperit cum se face focul, hrana noastră a fost gătită termic, ceea ce are și un avantaj pentru digestibilitatea alimentelor. Pe de altă parte, este foarte adevărat că alimentele în stare crudă sunt extrem de benefice pentru sănătatea omului. Sunt bogate în vitamine, sunt bogate în minerale care nu se distrug prin procesare termică, în enzime, în antioxidanți. Orice proces termic reduce o parte dintre acestea. Pe de altă parte, gătirea agresivă, așa cum se întâmplă în zilele noastre, prăjire în baie de ulei, pe grătar și așa mai departe, dă naștere unor substanțe care au o legătură cu apariția unor boli, din unele dintre ele fiind foarte grave, de exemplu cancerele de colon. Faptul că gătim, de exemplu, în baie de ulei de naștere la amine heterociclice, la nitrozamine, sunt niște substanțe extrem de agresive, iar cei care le consumă în mod curent o perioadă lungă de timp au șanse sau un risc mult mai mare de a dezvolta cancere. Care sunt contraindicațiile pentru ce fel de oameni ar trebui să fie atenți dacă se gândesc să pornească astfel de dietă? Aș spune că este indicată în special adulților sănătoși această abordare. Copiii nu sunt cei mai potriviți pentru a ține astfel de regim. Iarăși, pacienții cu diverse boli sau cei care sunt slăbiți nu s-ar putea să aibă repercusiuni după astfel de abordare. Deci, practic, în primul rând, e o alegere personală, nu este o recomandare medicală. Noi, ca medici, putem cel mult să recomandăm creșterea cantității de nutrienți, creșterea cantității de alimente în stare crudă, nu neapărat eliminarea oricărei forme de a găti. De exemplu, bolile din sfera digestivă, gastrite, ulcere, aceste persoane ar putea să fie, să sufere exacerbări ale afecțiunilor consumând numai alimente în stare crudă. Și pentru noi cei sănătoși, dacă ne gândim să ținem o astfel de dietă și să devină un ritm de viață, să fie la punct de vedere, să fie curent acceptat, ce ni se poate întâmpla dacă mâncăm numai mâncare neprocesată? În primul rând trebuie să aibă grijă la cantitatea de proteine pe care și-o aduc în organism, pentru că de obicei se asociază hrana aceasta vie cu stilul de alimentație vegetarian, mai puțin probabil a introduce și altceva. De aceea se și numește raw vegan. Lipsa de proteine din alimentație, care se traduce prin tulburări, de exemplu, la nivelul musculaturii sau stare de generală proastă, slăbiciune și așa mai departe, este o problemă și atunci aceste persoane trebuie să învețe să-și aducă în alimentație alimente bogate în proteine, care ar fi soia, fasolea, mazărea, lintea, însă și acestea trebuie gătite până la urmă. De aceea, ceea ce rămâne la dispoziție ar fi nucile și semințele, care sunt surse bune de proteine, și cam atât, din păcate. Apoi,
lipsa de vitamină B12, care este iarăși foarte importantă pentru sănătate și care se găsește în sursele de origine animală și mai puțin în cele de origine vegetală. Cantitatea de acizi grași nesaturați, acizi grași esențiali, ei trebuie să crească consumul de uleiuri vegetale, de semințe, pentru că le lipsesc celelalte surse bune de acizi grași. Deci, practic, trebuie să fii foarte focusat către acest gen de alimentație, să știi exact ce să mănânci, să-ți analizezi reacțiile corpului, astfel încât să nu ajungi la niște deficiențe. De aceea nu se poate vorbi că este o abordare nutrițională foarte populară, pentru că cei care se orientează către așa ceva trebuie să cunoască foarte multe noțiuni de nutriție, în așa fel încât să poată să rămână sănătoși.